În statisticile Direcției de Sănătate Publică Sălaj au fost înregistrate anul trecut 18 gravide sub 15 ani și 168 de gravide cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Din cele 18 gravide sub 15 ani, doar una a ales să facă avort, restul alegând de voie de nevoie să renunțe la jucării pentru a-și crește copiii. Și mai îngrijorător este faptul că datele statistice ale Direcției de Sănătate Publică Sălaj nu cuprind și gravidele care merg la cabinetele particulare de ginecologie și care aleg să facă avorturi în aceste cabinete. Sistemul privat nefiind obligat să facă raportări către DSP, ceea ce înseamnă că numărul gravidelor minore ar putea fi mult mai mare în realitate. Chiar dacă atât în Sălaj cât și la nivel național, numărul avorturilor a scăzut din 2010 până în 2013, numărul minorelor care rămân însărcinate crește de la un an la altul. Dacă în 2012 la nivelul județului erau înregistrate 9 gravide sub 15 ani și 150 cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, în 2013 numărul fetelor sub 15 ani care au rămas însărcinate s-a dublat, ajungând la 18, majoritatea alegând să își aducă pe lume copiii. Potrivit statisticilor, România rămâne pe locul întâi în Europa la numărul de mame minore.